În primul rând, Partidul Democrat, că el este vizat, fiindcă el a provocat această criză, înțelege gravitatea situației create, înțelege esența acestor revindicări și că dorește să prezinte în regim de urgență propria viziune privind aceste trei abordări principale care vor determina precondițiile după soluționarea cărora s-ar putea crea un nucleu pentru a discuta deja și implementarea practică a unui obiectiv de investire cât mai rapidă a unui guvern care să depășească starea de impas în care ne aflăm și care să ne ajute pe noi toți.